Satul Bobaia. Două dintre zonele cu desemnări UNESCO din județul Hunedoara, Geoparcul Țara Hațevului și Munții Orăștiei, cu cetățile dacice, s-au reunit într-un proiect de promovare a patrimoniului local și a lecturii în rândul elevilor de învățământ primar din cele două zone. Patrimoniu citit, povești din comunitate în luna de poveste, a fost inițiat de Geoparcul Internațional UNESCO Țara Hațevului Universitatea din București prin rețeaua Edu Geopark și Palatul Copiilor Deva, filiala Orăștie. La proiect au participat 262 de elevi îndrumați de 23 de cadre didactice din 9 școli. Activitățile s-au desfășurat online, o parte fiind dedicate profesorilor, iar alta elevilor. La finalul proiectului, 16 clase, de la pregătitoare la clasa a patra, s-au reunit într-un adevărat spectacol online în care au citit sau și-au spus povestea legată de credință, de numele familiilor lor, ale localităților sau ale caselor, despre obiceiuri, tradiții, legende, locuri cu însemnătate sau cuvinte speciale folosite în sat. Am văzut acest proiect ca o modalitate de a ajuta pe cei mici să-și îndrepte curiozitatea spre locurile în care trăiesc. Am vrut să-i provocăm, prin intermediul profesorilor lor, să pună întrebări părinților, bunicilor, vecinilor, cunoscuților, să afle povești, să citească povești și să devină chiar ei creatori și eroi de poveste. Să descopere și ei legătura profundă recunoscută UNESCO dintre povestea pământului și povestea oamenilor, ilustrate cum nu se poate mai frumos de cele două teritorii, Geoparcul Țara Hațegului și Munții Orăștiei. Ce frumos ar fi să putem face o călătorie în viitor și peste ani să îi vedem pe micuții de astăzi spunându-le cu mândrie copiilor lor poveștile locurilor descoperite acum de ei. Modalitățile de exprimare a poveștilor locale au fost foarte variate. Filme, prezentări, povești scrise în reviste făcute manual, șezători și dansuri tradiționale au transformat evenimentul final într-un autentic spectacol online. Patrimoniul citit din prisma dascăilor din mediul rural, așa cum am fost și eu odată și în marea parte a carierei mele didactice, este o punte de a fi aduși la lumină, o trambulină pentru acei profesori care stau în școlile lor din mediul rural și își văd de copiilor și îi trimit mai apoi la școlile gimnaziale din oraș, cei care nu au școli gimnaziale, și rămân acolo să pregătească baza pentru o învățare cu sens. Ei bine, acest proiect îi validează și pe aceștia, îi pune în valoare și le dă o motivație în plus de a se bucura de ocazia aceasta de a fi profesor la sat. Proiectul Patrimoniu Citit, Povești din Comunitate în luna de poveste s-a derulat pe parcursul lunii februarie. Perioada de derulare a fost aleasă datorită faptului că în a doua lună din an se celebrează atât Ziua Internațională a Cititului împreună, cât și Ziua Internațională a Lecturii.